Olivia Steier, replic devastatoare pentru Raed Arafat, în scandalul privind existența virusului rușeolic. Schimburi de replici între fondatorul SNURD, medicul Raed Arafat, sublinierei Olivia Steier, pe tema existenței virusului rușeolic. Conflictul dintre cei doi a apărut după ce Olivia Steier a declarat că virusul rușeolic nu există. Pe Raed Arafat îl a subliniere apt, în Germania, 100.000 de euro dacă dovede subliniere te existența virusului rușeolic. Restul e can-can, a scris vedeta, pe Facebook. Replica a devenit viral. Raed Arafat a explicat, pe Facebook, contextul procesului dintre medicul David Barden, sublinierei biologul Stefan Lanca, pe care Olivia Steier l-a invocat într-un mesaj pe Facebook. Cazul respectiv este celebru, iar decizia Curții Supreme Germane nu se referă la existența sau nu a virusului, ci la un pariu pus de un antivaccinist prin care a promis și cine îl prezint un singur articol subliniere științific care decine dovezile asupra existenței virusului rușeolei, acesta prime subliniere de 100.000 euro. Este cazul Barden vs. Lanca, prin care Barden s-a solicitat acestuia plata sumei întrucât el a înaintat 6 articole subliniere științifice care probează existența virusului rușeolei. Prima instanță a dat dreptate lui Barden, sublinierei a ordonat executarea plății sumei de 100.000 euro de către Lanca, care a contestat decizia la o curte superioară. În cadrul Curții Supreme s-a stabilit că Lanca să nu plătească pentru ce este dreptul lui să spun dacă probele înaintate de Barden sunt satisfăcătoare exigențelor sale. În scurtea Suprem German nu a zis niciodată că virusul nu există. Mai mult, în cadrul procesului s-au folosit sublinierei argumente precum faptul că Barden s-a prezentat 6 articole care în mod coroborat conțin probele necesare asupra existenței virusului rușeolei, iar Lanca a explicat că el a cerut un singur articol care se conțin toate dovezile, acesta fiind un joc de cuvinte cu dublu înțeles în limba germană, a explicat Raed Arafat. Conform.